v-am găsit, dragii mei, sunt Giulia Dicianu și, ca de obicei, invitatul nostru special este domnul Eugen Stamate, președintele Organizației Județene a Partidului Ecologist Român. Bine ați venit, domnule Stamate! Bună seara, bun găsit! De fiecare dată e o bucurie și o plăcere pentru mine să vin în studiourile Express TV și să vorbim despre lucruri extrem de interesante. Așa cum am spus și în emisiunea precedentă, vom avea teme importante de discutat și de adus în fața gălățienilor pentru a informa corect și a lămuri anumite lucruri din punct de vedere politic, social, economic, cultural sau cum considerăm noi. Haideți să vorbim în seara aceasta despre viitoarea perioadă, din punct de vedere economic, social, din toate punctele de vedere. Da, e un subiect extrem de interesant, mai ales pentru că știm foarte bine, anul 2018 a fost un an încununat, în special prin prisma centenarului Marii Uniri. S-au împlinit 100 de ani de la cel mai important eveniment al tuturor românilor, când și-au văzut idealul, Unirea cea Mare. Bineînțeles că anul acesta, la 1 ianuarie, am intrat în linie dreaptă și am preluat președinția Consiliului Europei și avem niște responsabilități extrem de importante, nu numai pentru țara noastră, dar și pentru întreaga Europa. Din acest punct de vedere, observăm cu toții că sunt teme importante și teme majore în sarcina celor factorilor decidenței României, și aici aș putea spune Brexit-ul, un lucru extrem de actualitate și un lucru nu ușor de neglijat, bugetul Uniunii Europene pe o perioadă de 7 ani, care va fi coordonat și, hai să spunem, oarecum negociat și pus pe anumite capitole de către cei care dețin președinția. Și aici avem o responsabilitate uriașă noi ca țară și aș îndrăzni oarecum să spun că dacă am reușit prin negocierile și prin abilitățile pe care le avem noi să putem, nu știu, atrage simpatia, bunăvoința și prietenia celorlalte state ale Uniunii Europene, cred că vom avea o viață mult mai ușoară și mai frumoasă. Pentru că știți foarte bine că au fost discuțiile, cel puțin în perioada precedentă, despre Europa cu două viteze, că sunt anumite state ale Uniunii Europene care au o anumită, nu neapărat o viteză de deplasare și o viteză de reacție, de dezvoltare, deja care a ajuns la un anumit nivel, și sunt și anumite state care sunt ușor mai lăsate în umbră, mai să spun, un pic mai în spate. Și s-au creat niște decalaje extrem de deranjante, aș putea spune, pentru unii și foarte ușor acceptate și agreate de către cei care sunt într-adevăr într-o lumină bună a reflectoarelor, care într-adevăr au o economie bine pusă la punct, au sistemul de pensii bine așezat, au salariile la cote liniștitoare, sistemul lor social, spre exemplu, dacă cineva își pierde astăzi locul de muncă, are asigurat pe o perioadă de, hai să spun, 9 luni, 14 luni, un salariu, cum e la noi șomajul, suficient ca să-și întrețină și familia și să aibă o viață decentă. Deci sunt anumite state în Uniunea Europeană care au deja lucrurile astea reglementate și sunt bine așezate. Mai sunt și țări, nu neapărat aș pune de mâna a doua, care sunt și ele fac parte din Uniunea Europeană, dar din păcate acolo unde e masa mare, când se împarte roata aceea mare de cașcaval, unii stau mai undeva mai până anticameră și așteaptă și ei deciziile și răspunsurile celor mari și importanți. Chiar astăzi am văzut că Germania și Franța pregătesc un tratat și un tratat care să nu țină neapărat de NATO, dar e o centură de siguranță în plus și își întăresc relațiile lor de cooperare și de parteneriatele strategice. România beneficiază astăzi de o lumină extrem de importantă și de frumoasă, care ar putea să-i fie benefică, dar aici depinde doar de noi.
de modul în care vom ști să ne așezăm în scenă, modul în care vom discuta cu ceilalți parteneri pe care avem din Uniunea Europeană și de interesele pe care ne le vom promova ca să putem accede și să mergem și noi în altă zonă. Lucrurile sunt extrem de simple, nu sunt extrem de complicate, doar că persoanele care trebuie să facă lucrul acesta trebuie în primul rând să aibă pământul stabil sub picioare, să privească interlocutorii în ochi, să le spună cuvinte serioase, să aibă încredere unii în ceilalți ca și parteneri și să prezinte un plan, un proiect, o dezvoltare, nu numai vorbind de Europa, pentru că suntem pe perioada asta de 6 luni, avem funcție de președinte, dar vorbim și de un lobby pe care îl facem, pentru că și România, știm foarte bine, suntem un pic deficitari la absorpția fondurilor europene, suntem un pic deficitari la anumite zone de dezvoltare, aici ne referim la infrastructură, ne referim la câteva capitole care le-am putea, nu neapărat rezolva, dar am putea grăbi puțin ca să ajungem un pic mai în față. Așadar, vorbim de state care avansează vehement și state care oarecum staționează. Cunosc ideea de a staționa și atât. România unde s-ar încadra? România e un partener strategic al Uniunii Europene și membru cu drepturi depline, dar nu suntem noi cei care ne luăm de după umeri cu Juncker, chiar dacă afișează o anumită prietenie și o anumită jovialitate pe care este caracteristică. Lucrurile importante și strategiile de dezvoltare economice, hai să vorbim de agricultură, să devină România un pilon important al produselor agricole în Europa, al legumiculturii, al fructelor. Să avem și noi câteva capitole de dezvoltare pe care noi să le neaxăm și să fie bine primite, acceptate de către Europa. Adică să nu mai fim chiar, aș putea spune, mă întorc puțin și fac o paranteză, că tot am avut câteva probleme cu gripa aviară, am avut cu pesta porcină, mai vine vaca nebună, tot felul de lucruri care se întâmplă și se petrec la noi, care au nu neapărat scopul de a ne așeza și de a ne opri creșterea și dezvoltarea, dar au și scopul de a ne transforma într-o piață de desfacere. Pentru că știm foarte bine când a intervenit această pestă porcină la noi în țară, tone și tone de carne de porc au fost importate din Germania, din Olanda, pentru că la noi nu prea se găsea, venea Crăciunul și a fost, oare strategic pregătit această campanie, a fost oare de la Dumnezeu lăsată, n-aș putea să vă spun, dar cert e că s-a întâmplat. Iar România a avut de pierdut, gospodăriile noastre au avut de pierdut și s-au întâmplat lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple. Un ales, un guvern care ar trebui să fie responsabil până în cele mai mici detalii de populația care o are de toți românii, cred că ar trebui să fie mult mai, implicat și dedicat bunăstării tuturor românilor. Vis-a-vis de președinția Consiliului Europei, putem identifica avantaje și dezavantaje? Suntem pregătiți? Cu siguranță suntem pregătiți. Aș putea spune că suntem pregătiți pentru orice. Românul a fost întotdeauna pregătit pentru orice și poate face față în toate situațiile. O să o scoatem noi și la capăt cu președinția. Sunt câteva lucruri care aș vrea să le subliniez. Cred că pentru România este un an important acesta. 2019 este un an important. Este un an al trecerii și al pregătirii pentru ceea ce urmează. Eu m-aș fi bucurat să știu că cel puțin acum un an de zile sau cu 2 ani de zile în urmă, știm foarte bine că va veni momentul în care la 1 ianuarie vom primi această binecuvântare și vom avea această responsabilitate în Europa, să se pregătească din timp și un plan de țară. În România, cel puțin la momentul acesta, nu există o strategie pentru următorii 20, 30, 50 de ani, în care să știm cu exactitate care va fi traiectoria pe care România urmează să o parcurgă. Indiferent, acum aș putea spune, cine va fi la guvernare, cine va fi președintele României, ce reprezentanți vor fi în Parlamentul European, tot să meargă și să vorbească la unison despre interesele românilor.
Și aici fac o paralelă și am să merg puțin în trecut, pentru că la 1918, când am avut importantul eveniment al României Mari, cam toți factorii politici de atunci, cam toți factorii importanți au dat mâna și au făcut un front comun tocmai pentru a vedea idealul și tot ce și-au dorit românii dintotdeauna, să fie o singură țară. O singură țară și așa cum a fost ea la 1918. Faptul că de atunci au intervenit tot felul de, nu știu, probleme, că din punct de vedere al conducerii. Și toate pleacă de la conducere. În momentul în care ai oameni puternici și ai oameni care au o energie, sunt vizionari și știu încotro merg, și țara poate merge mai departe. Hai să ne uităm puțin în urmă la Brătianu, Vaida Voievod, personalități ale momentului care într-adevăr vedeau dincolo de barierele și de opreliștile pe care li se puneau la tot pasul, de către vecinii noștri, de multe ori chiar din interior. Contează foarte mult ca aceste persoane care sunt vremelnic în fruntea statului român, în primul rând să fie persoane capabile, care să aibă un fundament, să aibă un postament solid, pentru că în momentul în care tu ești puternic și nu te poate da nimeni la o parte, poți privi pe oricine în ochi, poți discuta ferm, clar și nu te prea poate întoarce din discuții mai subtile. În momentul în care tu ai ajuns printr-o altă conjunctură într-o anumită zonă, în mod inevitabil, n-ai aceeași prestanță, n-ai aceeași atitudine pe care ai avea-o câștigându-ți poziția prin muncă, prin efort, prin ani de studiu individual și prin pregătire profesională. De aceea, cred că România, în primul rând, cred că ar trebui să se gândească la viitoarea generație de politicieni care este României imperios necesară, și aici mă uit spre politicieni cu renume care astăzi încă mai sunt în funcții importante. Mă uit la, dau un exemplu, ministrul de externe, o persoană remarcabilă, domnul Mereșcanu, un tip care are un diplomat prin excelență, un tip extraordinar, dar cred că i-a stat foarte bine ca un consilier al unui ministru de externe, tânăr, exuberant, nu mă refer tânăr la 30 de ani sau la 25 de ani, la un 45 de ani, tânăr, bine pregătit, bine școlit, care să poată să aibă și energia și curajul și puterea de a spune și altora și poate pun alt ton, poate deschizând anumite oportunități și uși de o altă manieră. Nu spun că domnul Mereșcanu nu este bun, doar că nu mai are energia și tăria și puterea de a sparge un perete și a crea o ușă. E mai ponderat, e mai atent, e mai așezat. De aceea cred că România trebuie să-și pregătească o generație de politicieni care să aibă, în primul rând, responsabilitate, dragoste de țară, să-și iubească semenii, pentru că niciun conducător care își iubește oamenii și este un om de bună credință, este un om bun, nu cred că vreodată poate să facă lucruri rele. Niciodată. Un om bun nu cred că poate să facă lucruri rele. Un om rău, mai poate să facă și el un lucru bun. Dar un om bun poate să facă numai lucruri bune, plecând de la esență. Și această nouă clasă de politicieni să nu fie crescută prin sistemele clasice ale obedienței unui partid, începând de la bază cu trebuie să fie regula, lipitul afișelor, pregătitul așa, bătut la uși, ai crescut, ai ajuns într-o anumită poziție, ești undeva avansat în altă poziție, ești în jurul și ai o obediență față de un stăpân, ajungi important într-o anumită zonă și nu știu dacă pregătirea sau competența ta te face să fii demn de acea funcție. Cred că și partidele politice au un rol important, foarte important, în a-și desemna oameni pe care îi califică și îi așează în funcții cheie, importante. Criteriul să nu fie neapărat apartenența sau obediența politică, ci competența profesională, responsabilitatea și o pregătire care să, eu știu, să spună, doamne, wow,
Omul ăsta a fost școlit la Oxford, are un master la Lyon și a venit în baza experienței, că a lucrat încă 5 ani de zile într-o firmă privată în Suedia, a venit să aducă experiența și tot ce a dobândit el ca persoană, să le pună pe masă și să dezvolte aici în zonă o anumită afacere sau să fie într-o anumită funcție publică sau în altceva. Din păcate, avem speranță și suntem nerăbdători, pentru că anii aceștia doi vor fi vitali pentru România, vor trebui să creeze, în primul rând, nu știu, o perspectivă a dezvoltării României și cred că cel mai corect și cel mai bine ar fi la nivelul cel mai înalt al partidelor politice să se facă un pact național care cu siguranță în fiecare partid politic sunt oameni extrem de importanți, oameni bine pregătiți, oameni extrem de valoroși care pe domeniul lui, pe sănătate, pe învățământ, pe cultură, inginerie, pe construcții, pe orice poți să aducă aportul și să creezi un plan de dezvoltare a României unanim acceptat. Și atunci n-ar mai exista discuții că pensiile au crescut cât a vrut doar nu știu cine, că noi suntem mai social și dăm o creștere la pensii, vă dăm 3 lei acum și vă luăm 10 lei pe partea cealaltă, că actualizăm cu rata inflației, dar nu mai actualizăm. Sunt tot felul de lucruri care se fac la discreția și la dispoziția unora. Când lucrurile sunt clare și ferme pentru toată lumea, nu mai ai loc decât de a-ți aduce valoarea ta personală pentru a construi, pentru a dezvolta anumite domenii care eventual nu sunt prinse în acest master plan de dezvoltare. Vorbeați dumneavoastră de anul 1918. Găseam elemente precum patriotismul și devotamentul. Acum mai putem identifica aceste elemente? Doamne, cred că există și sunt foarte mulți oameni care își iubesc până aș vărsa și chiar și sângele, țara. Sunt oameni, poate unii nu și arată, nu sunt atât de vizibili pe cât ne-am dorit noi. Și aveți foarte mare dreptate. Atunci, și nici atunci, în 1918, a fost o masă de oameni care au fost vizionari, care s-au coagulat în jurul unei idei, că nu pot spune că toți românii au fost atunci extraordinar de bucuroși și au făcut ei tumbe acum că noi trebuie să ne unim cu Moldova, țara românească și toți cei care mai erau de unit. Și acum la fel. Avem pretenția de la cei care ne conduc și care sunt în fruntea țării să fie pregătiți pentru a administra, pentru că ei practic asta sunt. Sunt administratorii țării. Sunt precum, aș putea spune, dumneavoastră acasă, vă administrați casa, veniturile, cheltuielile, întreținerea, tot ce aveți de făcut și fiecare ce avem de făcut în casa noastră, dacă nu ești un bun administrator la tine acasă, nu-și gestionezi bine tot veniturile și cheltuielile, nu ai cum să fii un bun administrator local. Dacă nu ești un bun administrator local, nu ai cum să fii un bun administrator național. Și atunci ar trebui ca oamenii ce sunt și ce vor veni, că se vor întâmpla schimbări și modificări în structurile de conducere administrative, probabil, sau vor rămâne pe același palier, oamenii aceia trebuie să aibă o experiență, în primul rând, în a face ceva în viața privată. Eu întotdeauna am spus, când o persoană are o experiență în viața privată și el, prin ideile lui, prin mintea lui, prin ceea ce face el, reușește să facă 10 lei, 100 de lei, creează ceva, concepe, dezvoltă, are și 10 angajați și știe ce înseamnă să vină data de 15 și 25 să plătească salariile și contribuții la bugetul statului, omul ăla înțelege, are o responsabilitate și știe despre ce este vorba. În momentul în care tu vin de pe băncile facultății și ajungi director într-o instituție și îți faci un referat, îți faci un buget, meștere, am nevoie de 3 miliarde pentru atâția, pentru salarii, atâta pentru cheltuieli de funcționare și de... Atunci cred că nici nu simți responsabilitatea banului, nu ești atât de aplecat în al și cheltui exact așa cum trebuie. Pentru că știm foarte bine că în zona privată fiecare leuță să vină, lei de acolo, îl pui dincolo. Banii pentru investiții trebuie să ți pui deoparte, trebuie să plătești toate dările către stat, pentru că asta e bugetul statului, spune poprire și te execută, nu stă prea mult la discuție.
Cam astea sunt situațiile. Schimbarea de unde ar trebui să vină? De jos în sus sau de sus în jos? Nu, schimbarea ar trebui să vină cam în felul următor. Aș sau putea pe spune, aceeași linie. Ca să poți schimba ceva în țara asta, în România, trebuie să schimb, eu spun pentru mine, trebuie să schimb ceva în Galați. Ca să schimb ceva în Galați, trebuie să schimb ceva în cartierul meu. Ca să schimb ceva în cartierul meu, trebuie să schimb ceva în familia mea. Ca să schimb ceva în familia mea, trebuie să mă schimb chiar eu. Primul rând, să am o altă atitudine, o altă viziune și o altă percepție asupra dezvoltării. Trebuie să fim buni, trebuie să fim înțelegători unii cu ceilalți și trebuie, în primul rând, să ne bucurăm. Viața e atât de scurtă, nu știm peste câțiva ani cât și cum vom mai fi. Dar, în primul rând, să lăsăm lume urme importante, beneficii de care să-și amintească ceilalți. Și fiecare care a fost într-o anumită funcție administrativă să spună, bă, uite, a trecut Vasilică pe aici și asta este un reper. Pentru că atunci când a trecut, a făcut ceva bun pentru comunitate, pentru societate și a întors ceva comunități. Ca în oricare alt domeniu, schimbarea trebuie să înceapă cu mine. Bineînțeles. Întotdeauna noi trebuie să ne schimbăm și înainte de a încerca să schimbăm pe ceilalți, noi să fim primii care să fim o dovadă vie. Prin exemplu personal, prin ceea ce facem noi, putem să influențăm și pe ceilalți. În momentul în care noi doar afirmăm și doar vorbim că schimbăm și vom schimba noi lumea, nu o să schimbăm niciodată nimic, să fiți sigură de treaba asta, ci cu siguranță, schimbându-ne pe noi, prin exemplu personal arătat comunității, prin valoarea faptelor noastre, cred că și ceilalți vor încerca cel puțin să nu mai fie așa cum sunt. Domnule Stamate, pe final de emisiune, ce ne puteți spune despre proiectele ecologiștilor? Când revenim la oile noastre care sunt foarte frumoase, la mioara noastră, proiectele noastre sunt extrem de frumoase și de bune. Am spus în emisiunea precedentă că vom discuta de un proiect extrem de important pe care noi îl pregătim și suntem în cele mai mici detalii. Avem în perioada 15 martie, 15 aprilie, intenția și dorința de a planta 30.000 de salcâmi în Galați. Avem și în următoarea perioadă vom discuta cu factorii locali pentru a ne acorda un teren pe care să îl împădurim. Și aici nu aș face aceste evenimente și acțiuni politice, pentru că nu mi-aș dori ca oamenii să spună, nu, domnule, mă duc să plantez un salcâm sau să plantez un stejar, pentru că mi-a invitat Partidul Ecologist Român. Nu au nicio responsabilitate, nu au nicio... Fiecare, dacă își dorește să facă o acțiune de voluntariat, nu vrem să o facem politică. Și nu încercăm să schimbăm noi acum latura. Vom invita gălățenii. Acesta este un proiect pe care noi îl pregătim în cele mai mici detalii acum. Îl vom anunța, vom informa gălățenii și tare m-aș bucura, cu mic cu mare, să putem planta 30.000 de salcâmi și să fie o mică pădurice arena nașterii al unui aer curat, un aer nou și un aer care să ne adune pe toți în aceeași familie, în aceeași echipă frumoasă, aceea de dezvoltare a noastră tuturor. Domnule Stamate, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați fost alături de noi. Seară bună vă doresc! Cu drag! Trebuie să facem poză? Și acum, nu?